Salutare tinerilor și bine ați venit la un nou video pe canal. Astăzi vorbim despre Dead by Daylight Mobile. Dacă nu știați, cei de la Dead by Daylight au promis că o să scoată o versiune pentru dispozitivele mobile, Android sau iOS, sistemele de operare, bun, adică iPhone și celelalte telefoane cu Android de la Samsung-uri, Huawei-uri și, nu știu, alte LG-uri și ce mai aveți voi pe acasă. Da, au promis că o să scoată o versiune de mobile. Încă nu se știe o dată de lansare. Asta vreau să lămurim încă de la început ca să nu mai existe tot felul de întrebări. Deci nu au spus o dată de lansare, au zis că în decursul anului, până la sfârșitul anului, ei vor lansa versiunea finală a jocului. Puteți să vă înregistrați pentru beta tester, dacă vreți să fiți beta tester și să aveți jocul încă din versiunea beta, dar cu siguranță vor fi probleme, bug-uri și optimizări slabe sau inexistente. Linkul aveți în descriere. Ce am reușit să obțin eu? Am reușit să obțin niște gameplay. Astăzi o să vedem niște gameplay cu Dead by Daylight Mobile, gameplay oficial pus de developeri. Am tras acele porțiuni de gameplay și vreau să le comentăm împreună. Bineînțeles, voi aveți rubrica de comentarii pentru acest lucru și v-aș ruga să vă exprimați acolo opiniile și părerile voastre despre Dead by Daylight Mobile și despre ceea ce urmează să vedeți. Da? Sper că m-am făcut înțeles. Bam, bam! Hai să-i dăm drumul. Play! Ce să mai? Bun, hai că pun în pauză. Încă de la început văd aici ceva care ar fi un iPhone, cred eu că este un iPhone, dacă voi credeți altceva, rubrica de comentarii vă așteaptă. Văd aici notch-ul ăsta așa, îmi dă impresia că ar fi un iPhone. Acum sper să nu mă înșel, vedem. În primă fază avem toate detaliile legate de supraviețuitorii, nume, starea lor de sănătate, ca să zic așa, dacă sunt răniți sau nu și toate cele, dacă sunt băgați în vis sau mai știu eu ce, prinși în trep sau alte chestii. Toate chestiile sunt în partea de sus, plus numărul de generatoare reparate. La fel și parcurile sunt tot în partea de sus, pentru că partea de jos o folosim pentru control, cam cum se întâmplă la toate jocurile pe mobil. Partea de jos este pentru control, mișcarea caracterului și a camerei și eventualele butoane de care ne folosim pentru a face diverse acțiuni, Dead by Daylight, nu știu, a pune un trap, a lovi un supraviețuitor sau mai știu alte chestii. Hai să-i dăm play! Bun! Vedem aici că, din ce-mi dau eu seama, este un trapper. Da, este un trapper aici. Și acum văd că pune un trap, are buton aici, da, deci acum se vede mai bine că la, practic, l-a arătat full screen. Aici are buton de trap și poate să pună trap-ul, aici poate să dea X, să anuleze trap-ul, de aici controlează caracterul și de aici, de oriunde de pe ecran mișcă camera, vedem că nume nu au, cei patru supraviețuitori, vedem că are un singur perk, hai să-i dăm play. Avea acolo mânuță de collect, dar aia văd că nu apare mereu. I-a tras un hit lui Dwight și acum l-alergă. Dwight a luat-o și la fugă. L-a pus la pământ pe Dwight, deci vedem cum arată și cum se controlează, da? Tot așa apare mânuța și l-a ridicat. Ok. Așa iar ne arată din interiorul jocului, ca să zic așa. Imagini mult mai clare. Băi, ce să zic? Ce seamănă? Este identic cu cel de pe PC, n-am ce să zic altceva. Bineînțeles că sunt controlele puțin diferite, e logic să fie lucrul ăsta pentru că ne jucăm pe un touchscreen, adică na, te joci pe un ecran, controlezi jocul dintr-un ecran, e logic să ai așa ceva pe ecran, că altfel nu ai putea să controlezi nimic. Asta e cuciurile deasupra capului. Da, l-a luat acum, i-a dat hituri, deci tot cu trepărul e, ok, l-a ridicat și acum îl pune pe hook, nu? I-apare mânuța aia acolo, apasă pe mijloc și l-a pus pe hook. Nu, ca să ne familiarizăm și noi, să știm când vom avea jocul, să știm și noi ce să facem, știi? Bine, pot să mai existe diferențe, cu siguranță vor mai exista diferențe, adică na... Dar măcar așa să ne facem o idee cum ar putea să arate.
Ăștia își dau heal acolo și acum îi dă o bucată, i-a dat o bucată lui Meg și urmăște pe Meg acum. Ok. A pus-o la pământ. Da, a pus-o la pământ, o ia. A luat-o pe Meg. Ok. Și acum o pune pe Hook. Dar nu o lasă ăsta, nu o lasă Ace. Nu-l lasă, de fapt. Nu-l lasă Ace și se duce la alt Hook să o pună pe Hook. Da, uite. A pus-o pe Meg pe Hook-ul celălalt. Așa. Ok, hai să vedem. Mișcă, mișcă-l. Bun, acum se pare că suntem cu supraviețuitorul. De fapt, ei sunt cu supraviețuitorul. Meg este rănită, e la o paletă și... Aha. I-a apărut butonul să dea paleta. Tot cu treporul, tot treporul pe urmele lui Meg. Iar aceeași fază? Nu. Aici sare o fereastră. Ok. S-a băgat în dulap. Asta e Hillbilly, nu mai e treporul. Aha, a arătat imaginea cum o scoate din dulap. Aolo, cum dai Wiggle-ul, frate! Mamă, rupi taskin, nu ești nebun cum dai Wiggle. Cu două degete, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, mamă. Da, interesant că am văzut cum arată și Wiggle-ul. Uite, e Meg doar cu un singur păr, cu Spring Burst. Așa, și acum ce e? Aceeași fază la paletă. Și, aha, se schimbă, apare un buton în dreapta și dai paleta, am înțeles, deci... Când dai paleta nu ți apare pe mijloc, ți apare în dreapta. Acum suntem tot cu treporul, cred. Da, tot cu treporul și l-a luat pe doi din dulap. A arătat imaginea cum îl ia pe doi din dulap. Acum o alergă pe Claudette. Alergă pe Claudette. Vedem cum o fugărește. Uite Hatch-ul aici. Aha. Deci la hatch îi apare așa, pe mijloc, close hatch. A apăsat și a închis hatch-ul. Ok. Da. Interesant. Cam ăsta a fost tot gameplay-ul de care am putut să fac rost de pe live-ul developerilor. Ce să zic, spuneți-mi cum vi se pare. Mie chiar mi se pare interesant și eu zic că e chiar unul la unul cu ceea ce avem pe Steam sau pe console. Eu asta consider că e unul la unul, adică... Practic e același joc, nu e diferență, doar că ai niște butoane pe ecran. Era logic, nu avea unde să le pună, cum să le facă. Trebuiau să apară butoanele alea pe ecran ca să poți să controlezi jocul, că altfel nu aveai cum să controlezi jocul. Poate că sunt inestetice, ca să zic așa, obișnuindu-te cu Dead by Daylight-ul de pe Steam și de pe console, unde nu ai butoane, ai practic mouse, tastatură sau controller. Dar... Și PUBG Mobile are astfel de butoane și Fortnite-ul pe mobil are astfel de butoane și etc. Adică toate jocurile care sunt pe mobil au astfel de butoane sau ceva similar. Bun, aștept impresiile voastre, comentariile, sugestiile, întrebările dacă sunt în rubrica de comentarii. Chiar vă aștept pe toți acolo să comentați. Bineînțeles, dacă ți-a plăcut, nu uita să-i tragi un like acestui clip. Și să te abonezi cu clopoțel ca să fii notificat când mai apare ceva nou. Și dacă ai dat și un share, ți-aș rămâne profund recunoscător pentru că m-ar ajuta și mai mult. Mersi frumos de vizionare. Seară frumoasă să aveți. Bye bye.